cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește mora. Bună dimineața, oameni buni! Cafeaua de dimineață la Mesagerul de Neamț și pe știri din Neamț, pe Facebook. E vineri, ne pregătim de câteva zile, zicem noi, mai liniștite, probabil la fel de călduroase, dar sunt anumite zone ale societății civile, ca să le numim așa, în care weekendul înseamnă activitate, emoții, înseamnă și dorință de victorie. De aceea am zis că hai să fim și noi astăzi cât de cât competitivi, adică măcar la nivelul ligii a doua, și să discutăm cu finanțatorul, eu aș spune chiar proprietarul, dar mă rog, nu e foarte corect în termeni, așa, finanțatorul echipei de fotbal CSM Ceahlău, Piatra Neamț, domnul Anton Măzăreanu. Bună ziua! Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră și mulțumim pentru invitație. V-am chemat aici pentru că m-am uitat ieri la, cum spuneam eu, telejurnal și m-am uitat la rubrica Meteo și a zis că, domnule, vine o săptămână călduroasă tare, de foc. Și atunci am zis o să-l chem pe finanțatorul de la Ceahlău să discutăm despre săptămâna de foc a echipei de fotbal Ceahlău Piatra Neamț. Și de ce spun săptămâna de foc? Pentru că sunt trei meciuri înainte de, parcă urmează o pauză, nu? După, da, trei meciuri care ar putea să traseze o linie extrem de interesantă pentru echipa din Piatra Neamț. Deci, da, așa este. Avem un meci foarte important mâine la ora 11 pe stadionul Borzoghean din Piatra Neamț cu Mioveni. Avem joi un meci foarte important ca și imagine cu Cluj, un meci de cupă, o echipă foarte puternică pe care ne-am dorit-o sau nu ne-am dorit-o. Noi ne-am dorit o echipă de eleganti să ajungă la Piatra Neamț cât mai repede, să putem să dăm și satisfacție publicului nostru. Nu am fi dorit două echipe din cele care erau în urnă, Oțelul Galați și Cluj. Dar uitați că așa a fost să fie, să jucăm cu, să trebuiască să jucăm cu Cluj. Dar să ne oprim prima dată la meciul de mâine, un meci important. Vreau să fac o paranteză. Știți, Cluj are acum antrenorul cel mai bine plătit din Liga 1. Deci Ioan Ovidiu Savo, numit nou acum, din nou la Cluj, are salariu anunțat de 35.000 de euro pe lună. Asta așa, ca să faceți o comparație și dumneavoastră. Asta e cât bugetul nostru net de salarii pe o săptămână jumătate. Ați văzut? De asta am și făcut paranteza, pentru că e extrem de interesant. Cluj, club sponsorizat, să nu spunem finanțat, că e sponsorizat de primăria Cluj în mare măsură, Consiliul Local Cluj în mare măsură, plătește 35.000 de euro lunar unui antrenor. Staffului, pardon, din asta 27.000 rămân lui. Da, e o sumă considerabilă. Chiar dacă e Liga 1, totuși este o sumă imensă pentru fotbalul românesc astăzi. Poate în viitor vor mai fi salarii de genul acesta, dar astăzi, la ce performanță avem în fotbalul românesc, consider că este destul de exagerat această sumă. Dar bănuiesc că ei știu cel mai bine, nu ne interesează ce fac alții. Să discutăm prima dată de meciul de mâine. Avem un meci important, un meci care poate să ne confere o stabilitate în clasament. Încă 3 puncte obținute la Piatra Neamț, cum vine, ar însemna să ne ducem la 9 puncte. Ne-am menține poziția pe podium sau în apropiere. 4, sau în apropiere. Poate chiar să urcăm câteva poziții, până pe 3-4 dacă câștigăm. Eu mi zic că e un meci important, întrucât începem de acum să jucăm cu echipe din ce în ce mai puternice și atunci vă dați seama, acest parcurs interesant pe care l-am avut de când am început campionatul, în cupă și în campionat, nu poate să fie tot timpul așa de fericit și trebuie să ne așteptăm și la înfrângeri, poate. Bun, acum, Mioveniu este un nume. Este o echipă retrogradată, practic, din Liga 1, dar în momentul acesta, dacă ne uităm pe liniile de clasament,
La Ceahlău vedem așa, 3 meciuri, 2 victorii, o înfrângere în prima etapă, înfrângere nemeritată, discutăm aici acum, pe când dacă ne uităm la Mioveni, vedem așa, 3 meciuri, nicio victorie, 3 egaluri, da? Și nicio înfrângere. Va fi un meci echilibrat. Eu zic că va fi foarte tacticizat. Nu știu de ce. Pe noi ne avantajează meciurile tactice pentru că avem un teren care este pretabil pentru așa ceva. Avem un gazon impecabil, îl vom pregăti corespunzător pentru meciul de mâine. Se poate juca într-adevăr un meci tactic, dar noi cu siguranță vom vrea cele 3 puncte mâine. Am mare încredere în domnul profesor că va găsi formula câștigătoare, mai ales, nu am voie să spun, doar atât sublinez că vom avea și o surpriză în lot. Ah, am înțeles. Da? Deci, dar nu am voie să spun. Să știu că am primit interzis de la domnul profesor. Consider că vom câștiga acest meci. Merităm să câștigăm pentru a avea și un moral ridicat pentru meciul de joi. Acolo la meciul de joi, meciul de cupă cu Cluj, suntem puțin supărați de ora la care se desfășoară acest meci. În speță 16 și 15 minute ora anunțată. Noi am făcut o solicitare măcar la 17 să se joace. Dar din pricina faptului că sunt cupele europene, dacă nu mă înșel, 2 meciuri din cupele europene după și meciul acesta se va televiza, Conference League, și meciul acesta se va televiza, atunci nu au cum să decaleze. Deci meciul se va televiza, da? Meciul se va televiza. Pe Digi. Pe Digi, da? Da. Domnule, sunteți cam campioni la Liga a doua a televizării, după câte văd. Chiar aveți și deja... meciul de mâine se va televiza pe FRF TV. Aia e altă poveste, da, nu bine, discutăm. Eu vorbesc, Digi în 3 etape va televiza de 2 ori. Da. Și acum meciul cu Clujul. Le place probabil să transmită și de la Piatra Neamț pentru că au condiții, dar probabil și... Să știți, cred că e vorba și de audiență. Și de audiență, chiar și de suporteri, sunt mai multe aspecte care se iau în calcul. Uitați, la Târgu Jiu nici nu s-a luat în calcul televizarea meciului sub nicio formă, nici măcar înregistrarea lui. Pentru că nu au spectatori. Sau exact. Stadionul arată impecabil, adică un stadion extraordinar pentru Târgu Jiu, un stadion de top, cu toate condițiile, la standardele de acum, dar degeaba dacă vii cu 300 de suporteri, un stadion... Nu interesează pe nimeni. Nu interesează pe nimeni. Adică aș cum ai juca singur. Da. Și chiar nu înțeleg de ce e această situație la Târgu Jiu și de ce patronul este așa contestat de suporteri. Până la urmă este o echipă a orașului și ar trebui să o susțină. Chiar dacă nu-i vechi pandurii. Acolo sunt lucruri vechi. Da, da. Care... Eu am rămas uimit. Chiar n-au fost 200, cred că vreo 300 în total cu toți care eram pe stadion. Mare. Dintre care erau și câțiva pietreni. Ca să da, dintre care dacă făceam un efort, cred că puteam echilibra balanța jumate-jumate. Da, meciuri interesante, foarte importante pentru noi în acest început de campionat. Apoi urmează deplasarea de la Tunari, care va fi, s-a publicat și programul va fi duminică, meciul la ora 11. O echipă care pare accesibilă în momentul acesta. Tunari, da. Tunari, deci da. Pare o echipă accesibilă. Au un singur egal, 2 înfrângeri, sunt pe penultimul loc în fața lui Spartak București, care au intrat, știți, cum pe ultima 100 de metri, probabil că nu credeau că vor... Așa este și nu au fost pregătiți. Doar că în Liga a doua de obicei se creează și multe surprize. Se întâmplă multe surprize. Sunt echipe de pe ultimul loc care au băut echipe de pe locul întâi. Cu cât echipele sunt mai slabe, bănuiesc că și cele care sunt mai puternice se pregătesc mai puțin. Sau unii antrenori menajează anumiți jucători și atunci pot apărea surprize. Deci noi nu trebuie să ne culcăm pe urechea aceasta, noi trebuie să pregătim foarte, foarte bine fiecare meci. Eu ce vreau să subliniez, dacă Ceahlău va reuși dubla în cele 2 etape de campionat, cu încă 6 puncte, deci practic cu 4 victorii, putem să începem să visăm frumos. Eu știu că nu vreți să discutați lucrurile astea, dar ca suporter pot să încep să visez frumos. Adică ne uităm acum la clasament, la linia de clasament în momentul acesta, după 2-3 etape. Da?
Și vedem așa, Schellenberg, club care nu poate promova, corect? Sau? Corect, corect, așa. Corvinu Hunedoara. Nu poate. Nu poate promova și nici nu este o echipă. Mie nu mi s-a părut foarte tare, dar mă... A avut o conjunctură... Da, da. Concordia poate promova. Da. Ceahlău. Poate. Poate promova. Steaua București. Nu. Nu poate. Slatina. Nu poate. Nu poate. Deci suntem în primele șase echipe, adică cele care ar fi pentru play-off, da? În momentul acesta, e începutul campionatului, dar e o imagine a ceea ce se întâmplă. Ai două echipe care pot promova, Concordia și Ceahlău. Vine în apropiere și Buzău, care și el poate promova, din câte știu eu, parcă. Da, Buzău e o surpriză neplăcută a începutului de campionat, da. Din punctul meu de vedere, la câți bani, la ce buget au, vreo 3 milioane și ceva de euro, 4 milioane de euro, am înțeles, și la ce salariu au dat la jucători și chiar la unii membri ai staff-ului, ar fi trebuit să aibă un început mult mai... Da, 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 dar acolo... Ca peste tot, vedeți, în Târgu Jiu avem două echipe, Viitorul și, mă rog, e și la Buzău aceeași situație. Nu, eu vreau să spun așa, există anul acesta o conjunctură extrem de favorabilă, extrem de favorabilă. Practic, din 20 de echipe, doar 12 se bat pentru, așa este, așa pentru promovare, să spunem, dar din astea, 8 se bat pentru retrogradare. Ceea ce nu cred că e cazul la Ceahlău. Și atunci, e o conjunctură favorabilă și ar trebui, poate, în această idee, să discutăm despre echipa de fotbal și viitorul ei, despre comunitatea locală și sprijinul spre o asemenea echipă. Ce mai știm în momentul ăsta? Hai, bun, să terminăm cu meciul de mâine. După aia vorbim despre bani. Da, e mult de discutat și despre bani și despre plusul valoare care, care vine în comunitate în urma meciurilor pe care le desfășurăm și nimeni nu ține cont de lucrul acesta. Adică sunt niște lucruri care se profită, de care se pot profita. Avem cazări aici, cazări suporteri, cazări jucători, chiar discutam și pe la hotelul, un anumit hotel din Piatra Neamț. Da, vin, se cazează câte 30, 40, 50 de camere, vin cu două zile înainte, mănânc aici jucătorii, membrii staff-ului. Deci sunt niște lucruri care, avem suporteri echipei respective, vreo 100, 150, 200. Uitați, la UCLU s-a anunțat vreo 200 de suporteri de la UCLU. Și s-ar putea să vină mai mulți, că ei de obicei au o galerie extrem de... Discutăm doar de galerie, 200 din galerie, că am vorbit ieri cu președintele lor și așa mai departe. Adică sunt niște lucruri, mulți nu realizează sau nu vor să le realizeze. Aduce un plus valoare orașului nostru. Nu numai ca imagine, dar și ca și venituri. Da. Da? Și lucrul acesta ar trebui să fie înțeles. Haideți să vedem pentru mâine. Deci meciul la ora 11. Vă așteptați la suporteri mulți? Ar trebui, pentru că am avut în jur de 5.000 de suporteri la primul meci acasă și acum ar trebui să avem măcar tot pe atât. E într-adevăr o oră matinală, ora 11, doar că s-a plecat pe ideea, fiind o zi călduroasă, e mai bine să se joace mai dimineață. Da, decât la ora 12. Ok. Da. Cred că ora este ok. Așteptăm cât mai mulți suporteri pe stadion, să fim alături de echipă. Ați văzut ce s-a întâmplat la ultimul meci la Piatra Neamț, unde faptul că am avut mulți suporteri și a susținut echipa, ați văzut ce spectacol am făcut. Vrem să facem spectacol și mâine, să plecăm cu cele 3 puncte. Meciul a fost și televizat, deci a fost super. Meciul și televizat. Bine, să știți că pe trenii sunt comozi, din ce în ce mai comozi. Și preferă, pe noi ne avantajează și nu prea ne avantajează meciurile televizate. Ne avantajează pentru că promovăm sponsorii pe care îi avem, dar nu ne avantajează pentru că ține lumea acasă. Suporterii îi țin acasă, unii dintre ei, nu toți. Și de aceea trebuie să fim alături de echipă, să venim în număr cât mai mare pe stadion. E nevoie de sprijin. Sigur că da. Și sprijinul e de două feluri. Odată biletul pe care îl iei și doi, mai important, atunci în teren, pentru că dincolo de alte lucruri, la Piatra Neamț există încă civilizația suporterilor, care știu să încurajeze. Eu nu vorbesc de extremiști. Eu vorbesc de suporterii aceia care vin la tribuna întâi, la tribuna a doua,
care încurajează și știu când să încurajeze. Asta este mare lucru. Asta este mare lucru. Și galeria noastră este o galerie extraordinară. Uitați, la Târgu Jiu a fost aplaudată. Adică avem un anumit nivel. Asta spune. Din punctul ăsta de vedere, Piatra Neamț este un exemplu. Stadion, galerie, spectatori. Aici. Bun, acum, trebuie să și vină. Oamenii au văzut un meci cu goluri. De mult n-am mai câștigat Ceahlău un meci cu 4-0, nu? Așa este, da. Așa. Ani buni. Sper să nu greșesc, 4-0. Dar n-au mai câștigat de mult. Au văzut un meci cu goluri și se așteaptă probabil. Dacă vor fi 2-3 meciuri de genul acesta, vă garantez că lumea o să vină. Noi garantăm că vă face spectacol. E clar că nu putem să câștigăm toate meciurile, dar vom face spectacol și jucătorii vor da tot din ei pentru a-și atinge țelul. Și sperăm în victorie mâine. Totodată, pe lângă vânzarea de bilete, sunt puțin dezamăgit de vânzarea abonamentelor, pentru că numărul este foarte mic de abonamente vândute. Din păcate, iarăși, unii se gândesc că dacă nu ajung să vadă toate meciurile, din diverse motive, fiecare cu probleme personale, preferă să ia bilet și să nu ia abonament. Dar vă spun că tuturor la toți cei care s-au gândit așa, o să le pare rău în momentul în care o să vadă că o să intrăm în grupele Cupei României și atunci o să vadă, pentru că costurile la bilete vor fi mult mai mari, în condițiile în care în Cupa României este cu totul alt regulament, al toate cheltuielile de joc, cât și veniturile, încasările de la joc, se împart ambelor echipe. Deci la Cupa României nu o tărăște doar o singură echipă. Câte prețuri? Chiar dacă se joacă la Piatra Neamț, nu contează, nu are importanță. Da, se face un... deci, Cupa României se împarte, în Cupa României se împart și cheltuielile și veniturile. Deci dacă vin clujenii la Piatra, toate cheltuielile se împart. Se împart. Se împart, inclusiv, atenție, inclusiv veniturile din bilete. Chiar dacă tu ai 10.000 de suporteri ai tăi care ți-au plătit bilet, dau un exemplu, trebuie să împarți. Drepturile sunt a ambelor echipe. Se scad cheltuielile cu organizarea și diferența se împarte. Eu vreau să dăm un exemplu de ce înseamnă cheltuială și pornesc de la un lucru mărunt. Mărunt, aparent mărunt, da? Un lucru pentru o echipă, paza la stadion în timpul meciului. Cât costă paza la stadion în timpul meciului? Așa, dacă puteți spune. Păi, haideți să vă spun, e foarte simplu de calculat și nu am de ce să mă feresc, că totul este la vedere și așa cum v-am obișnuit, spun lucrurilor pe nume. La un număr de 5.000 de suporteri ne obligă autoritățile jandarmeriei în speță să avem minim 24 de agenți. Minim. Minim 24. 24. Și mulțiți agentul cu minim 500 de lei, între 500 și 700 de lei. Punem 500, minim. Punem 500. Deci vă dați seama, deja discutăm de 12.000 de lei, care înseamnă 2.500 de euro. Numai paza, atenție. Deci 2.500 de euro, numai paza. Asta la un număr de 5.000, că dacă preconizăm, cum e la meciul de cupă, să fie mult mai mulți, atunci, cu siguranță, ne vor cere 30-40 de agenți. Dacă ne... Acolo vă convine că împărțiți cu Clujul. Așa este, dar eu cheltuială împărțim. Da, trebuie să vedem din ce împărțim, știți cum este. Știu. Adică, de împărțim, dar să vedem din ce. Dar am vrut să dau un exemplu numai paza, dar mai sunt la un meci o mulțime de alte lucruri care trebuie plătite. Nu vorbesc aici de baremuri sau alte lucruri. Astea da, sunt oameni care stau la bilete, care stau absolut. La bilete. Trebuie să avem minim 4 case deschise, 4 oameni care trebuie să le dai câteva sute de lei și lor. Ce să mai... Sunt multe cheltuieli. Din păcate, mulți nu realizează cheltuielile de la o echipă de fotbal. Cheltuieli cu masă, organizarea, întreținerea gazonului, plus partea de igienizare, vestiare, echipament, curățare echipament după fiecare antrenament. Nu vă imaginați ce costuri. Eu îmi imaginez, dar... Dar sau mulți nu-și imaginează. Cred că e foarte simplu. Se merge la stadion, se joacă un pic, bat mingea și gata, s-a rezolvat. Nu este chiar așa. Chiar sunt costuri foarte, foarte mari. Da. Deplasările, iarăși, deplasările la fiecare meci, cazările, uitați, am prins perioada la deplasarea de la Târgu Jiu, am prins un eveniment și am prins cu o cazare la dublu față de Hunedoara, adică am făcut-o din două bucăți, fiind drumul lung, am avut meciul de cupă, sunt miercuri seara, apoi joi dimineața am plecat, ne-am oprit la Alba Iulia, de la Alba Iulia am plecat mai departe a doua zi, vineri dimineața,
Am făcut un antrenament și vineri. Alba Iulia, cazare, evident. Cazare, un antrenament la Alba Iulia. Ați dormit în autobuz. Adică. Exact, un antrenament la Alba Iulia, închiriază un teren. Adică lucrurile nu sunt așa de simple. Chiar nu sunt simple și cheltuielile sunt destul de mari. Bun. În momentul acesta, CSM Ceahlău, Piatra Neamț, în afară de suma aceea de la primărie, 100.000 de lei sau cât era parcă? 100.000 de lei, care s-a accesat o parte din ea, trebuie să facem de conturile, să accesăm deci, cealaltă parte. 100.000 de lei. În afară de acești bani și investiția primăriei în logistica de la stadion? Nu am mai primit niciun ban de la nicio autoritate, doar promisiuni. Deci, ca să lucrurile să fie foarte clare. Deci, până astăzi, nu am primit niciun ban de la nicio autoritate, ca să fie foarte clar. Avem promisiuni și de la Consiliul Județean, avem promisiuni și de la primărie, am spus-o și eu, să repet, promisiuni avem. Știu că s-au demarat proiecte în ambele părți. Noi o să lucrăm la depunerea de proiecte atunci, în momentul în care... Aveți lucrurile clare. Lucrurile sunt clare și putem să accesăm acele sume. Deocamdată suntem în pregătirea proiectelor. Bun. Făceam un calcul acum. Ați spus că salariul lui Sabău este o săptămână jumătate la dumneavoastră. Dacă înmulțim și facem socoteala, ne dăm seama că ar fi mare nevoie de niște bani. Păi eu vă spun foarte simplu și nu mă ascund. Și am spus-o și în alte conferințe de presă. Nu ascundem bugetele totale. Lucrurile sunt foarte simple. Imaginați-vă că avem un lot de 28 de jucători. 28 de jucători, punem o medie doar de 2500 de euro. Media, ca medie. Să fie clar, da, să nu înțeleagă. 28 de jucători, că trebuie să avem obligatoriu 3 portari, ca să 3 portari rămâi 25, înseamnă 2 echipe. Trebuie să ai 2 echipe tot timpul. Și 1-2 în plus. Media 2500, calculați numai la jucători cât se ridică pe lună. Apoi la staff-ul, care e staff. 70.000. Da, discutăm de sumele nete. Da, sumele am înțeles. Nete. Da? Am înțeles. Dacă punem și staff-ul, antrenor secund, antrenor principal, antrenorii la echipele de copii și juniori, vedeți că noi deja am creat grupe de copii și juniori. Și trebuie să-i plătești pe oameni. Trebuie să-i plătești. Plus cel care face spală echipamentul, cel care face curățenie. Deci, iarăși personal auxiliar. Vă spun, deci bugetul este așa cum am anunțat, 150.000 de euro pe lună de salarizare. Asta care este... înseamnă 80% din bugetul total pe an, salarizarea. Deci 80% din bugetul total pe an. Ah, nu, nu chiar 150, în jur de 138, ceva de genul. Nu e ușor. Bine, dar dacă adăugăm și primele de meci, ne ducem în 150, clar. Eu vreau să vă întreb de când a început campionatul și a început bine pentru dumneavoastră. Ați mai avut vreo pâlpâire așa de sponsor care să vină? Sponsorii pe care știi. Astea știm. Eu nu vorbesc de cei care au venit. Eu vorbesc dacă mai sunt care ar vrea, au dat semne. Din culmea, din oraș, nu. Din afara județului, da. Deci din afara județului. Da. Foarte ciudat. Da, foarte ciudat, așa cum am mai spus-o, dar nu pot să judec și nu pot să comentez eu această situație. Pe mine personal mă interesează să aduc sponsor de undeva. Nu are importanță că sunt din oraș. Dacă ar fi fost în oraș, ar fi fost mai, cum zic eu, mai fericit că se mai gândește și altcineva la sportul de performanță în județul Neamț. Da. Mă gândeam acum că refacem traseul dumneavoastră. Aduc aminte, nu știu, când prin 2022 sau când, spunea Iftimie de la Botoșani, că vine un tânăr care vinde foarte bine pe la Piatra Neamț și poate facem o treabă aici la Botoșani. Să ne ajunge să jucăm bororajul de promovare cu dânsul. Puteam să cădem cu ei acum în Cupa România. Mi-aș fi dorit, să știți. Cred că s-a supărat domnul Anton. Nu dumneavoastră, celălalt Anton. Da, nu am înțeles ce vreți să spuneți. Mi-aș fi dorit. Și cu Iașu mi-aș fi dorit să jucăm. Cu Iașu? Da. Și ei au fost în hordă. Eu vă spun de ce mi-aș fi dorit să jucăm cu Iașu. Aș fi vrut să văd o confruntare. Cristi Pustai Grozavo. Pentru că eu... Unul, l-admir pe Cristi Pustai și știu. Îmi place și Grozavu pentru atitudinea pe care o insuflă jucătorilor pe teren. El este un luptător, cine nu-și mai aduce aminte cum juca pe teren. Îmi place și el și ar fi fost interesant un meci. Da, și Grozeleu Grozavu e un om pătimaș, așa e. Am văzut și după meciul pe care l-a pierdut la cu 4-1 Craiova. Da. Bun, haideți să vedem.
Sunt proiecte, sunt promisiuni. Dar punem rău în față. Dacă nu vor fi proiecte, nu vor merge aceste proiecte. Acum se întâmplă lucrurile în Consiliul Județean, nu mai știu astăzi, mâine ce e, că e foarte ciudat. Și la primărie se tot vorbește de majorități, schimbări, alte lucruri. Dacă nu se întâmplă, ne putem aștepta la surprize neplăcute sau mergeți înainte? Din punct de vedere financiar pot apărea surprize neplăcute, pentru că, așa cum vedeți, bugetele sunt destul de mari, iar dacă nu avem un sprijin la începutul sezonului, promisiunea că vom avea la anul deja este prea târziu. Păi nu, că la anul se aprobă bugetul. Deja se termină campionatul. Păi se termină campionatul, da. Eventual să vă ajute într-un fel de, știu eu, sejur pe undeva. Da, noi, cum să zic, noi ne vom chinui, mai am prieteni care sponsorizează, mai am diverse companii care vor să intre, chiar dacă nu se afișează fizic și cu banner, cu sigla pe tricou. Mai sunt soluții, doar că nu este suficient. Una este să faci performanță și de asta... Una să ai un buget stabil. Exact. Să știi exact, domne, nu am probleme, mă duc, plătesc acolo. Iar din vânzarea de bilete putem să ne scoatem cheltuielile de organizare a meciului. Și dacă rămâne ceva, un 10.000 de lei după un meci, e foarte bine. Dar nu prea, ca idee. Pentru că cheltuielile cu organizarea meciului, având în vedere noile reglementări, regulamentele care sunt acum în vigoare, de siguranță și protecție, asta te obligă să cheltui foarte mult bani cu aceste lucruri. Atunci, vă dați seama, ambulanță, două ambulanțe, pentru mai ambulanța la un meci e 1.500 de lei, 2.000 de lei chiar. Una ambulanță, la Liga... Pentru la că trebuie să ai medic, trebuie să ai... Exact, da. Medic, asistent, la Cupa României trebuie să ai două ambulanțe obligatoriu. Fără discuție trebuie să ai două ambulanțe și la Liga a doua și în Cupa României. Toate lucrurile acestea puse cap la cap se adună. Sume destul de mari. Deci echipamentul care are și uitează, iarăși costă foarte mult. Imaginați-vă pentru grupele de copii junior, că toată lumea spune că de ce nu facem baza de nu întărim baza de copii junior, de ce nu o dezvoltăm? O dezvoltăm, acum am început să o dezvoltăm. Ne așteptăm la un 400-500 de copii. Imaginați-vă numai un 500 de echipamente pentru copii. Și nu poți să ai un singur rând de echipament. Și nu poți să ai un singur rând. Acolo, în părți. Deci, despre ce vorbim? Costurile sunt destul de mari. Este ușor să, știți cum e, de la distanță e ușor să comentezi, să spui că nu s-a făcut aia, că nu s-a făcut aia la altă, că am mai văzut comentarii, că nu avem apă pe stadion, că nu avem materiale publicitare depus în vânzare. Da, le pregătim și pe asta, magazin de prezentare. Da. Le pregătim și pe acestea, la fel. Trebuie să respectăm niște reguli, trebuie să respectăm legislația în vigoare, inclusiv vânzarea produselor pe stadion, trebuie să obținem niște avize. Deci lucrurile nu sunt simplu de făcut. Și nu le poți face pe toate odată. Și mie nu-mi plac jumătățile de măsură. Și nu vreau să fac un lucru pe care nu este bun la nu început. Nu poți să vinzi orice pe stadion. Nu poți să vinzi peturi, că alea se aruncă, nu poți... Adică... E un pic mai complicat. Trebuie să ai în pare, toate băuturile să vândă în pare, din carton, în fine. Nici măcar plastic, din câte măcar plastic, da. Deci sunt anumite, sunt lucruri care vrem să le facem și eu tot ceea ce fac vreau să le fac la o calitate peste medie și cu maximă implicare, ca toată lumea să fie mulțumită. Doar că se vor face la timpul lor și în funcție de timpul... Și în funcție de posibilitățile financiare. Posibilitățile financiare, sigur. Nu este ușor să scoți 100 de mii, că eu am zis, hai, 50, deși nu cred că vin 50 din altă parte lunar. Nu vin. Deci nu e ușor să scoți 120 de mii de euro lunar pentru asta. Da, jucătorii. Da, și din păcate, uitați că ne luptăm cu adversare care au bugete de 3, 4, 5 milioane asigurate de... Mă și gândesc oare cât are Argeșul. Argeșul are cel mai mare buget. Păi de asta zic. 6 milioane de euro. Și Argeșul a început cu 3 egaluri. Nu întotdeauna bugetul face diferența, să știți. Deci de asta... Contează coeziunea echipei, contează antrenorul, contează cum pui problema, contează ceea ce le arăți și le demonstrezi la jucători. Nu mai vorbim de Steaua București. Ei au un buget, dar este ce se vede. Nu este... Ei în buget nu au cheltuielile cu stadionul, nu au cheltuielile... Normal. Astea sunt, cum să spun, așa, de la
de la tata generalul sau generalii, mareșalii ce avem noi. Nu dați seama, și paza nu e pază. Și... Deci, acolo să tot faci investiție. Asta este complicat, dar ne bucurăm că suntem unde suntem în momentul ăsta. Și mâine ar fi foarte interesant să câștigăm cu Mioveniu și să mai câștigăm și cu ceilalți. O să înceapă să vorbească toată lumea despre Ceahlău favorită la promovare. Mi-aș dori să se întâmple lucrul acesta, numai că ar mobiliza foarte mult. Păi toată lumea va fi cu ochii pe dumneavoastră. Da. Dar haideți să obținem. Ce punctele obținute sunt obținute. Adică vedem mai încolo ce va fi. Important să obținem. Mâine vom lua 3 puncte, fără excepție. Deci mâine 3 puncte. 3 puncte. Fac și un pronostic, dacă doriți, și pentru meciul cu Clujul și pentru... Spuneți. Păi mâine vom bate cu 3-1, chiar zis domnul profesor. Nu cred că avem totuși apărare așa de bună ca după Hunedoara să nu luăm niciun gol. Că n-am luat niciun gol după Hunedoara, n-am luat niciun gol. Și dânsul n-a fost de acord cu dumneavoastră. N-a fost de acord. Ați văzut? Bun, atunci să rămână 3-0. 3-0, bun. Da. Pe Ucluș vom bate cu 2-1. Da, da, după prelungiri, ca să ne uităm mai mult la meci. Mi-aș dori, dar îi executăm în primele 90 de minute. În primele 90 de minute, da? Da, și cu Tunare vom da un 4-0. Acolo? Da. Da. Eu mă mulțumesc cu 2. 4-0, vă spun că e, na, ca să fie... Sunteți super, hiper optimist, transmiteți asta jucătorilor. Apropo de jucători, spuneți-mi un pic... Cum se simt băieții ăștia veniți noi la Piatra Neamț? Din ce în ce mai bine. Adică eu i-am văzut la prezentare. Majoritatea erau un pic timorați, că nu înțelegeau ei exact care e situația. Dar acum au reușit Cristi Pustai să facă... Imaginați-vă că de 28 de jucători, 14 sunt noi. De jumătate. De asta v-am și întrebat. Jumătate sunt noi. Vin din diverse țări, din diverse campionate, cu un anumit stil, cu un anumit mod de abordare a lucrurilor și așa mai departe. Alte nații, să zic așa, unii de peste ocean și așa mai departe. E normal să fie ușor timorați. La început au venit și după un stadiu de pregătire, să știți, extrem de dur. Deci cantonamentul de la Brașov a fost extrem de dur ca și încărcare, mă refer. După și cum știți, am avut rezultate destul de bune și în meciurile de acolo. Deci nu am făcut egaluri și am câștigat, cu excepția meciului cu CFR Cluj. Da, mă rog, acolo chiar am fost supărat când ați câștigat, dar hai, treacă de la mine, foști campioni. Și eu, când am văzut că am condus, că am făcut, aveam egal la pauză, am zis că, băi, frate, gata, îi batem și pe ăștia și deja o să ne facă ăștia campioni. N-am vrut lucrurile astea. Da, am zis. Da, nu, ei s-au adaptat, ușor se adaptează, îi văd și eu prin oraș, ies pe la mall-uri, deja sunt bucuroși, fericiți, se vede pe fața lor, că îți dai seama, un om când are o problemă, îți dai seama după privire, după mimica feței, dar sunt ok, chiar sunt ok. Eu aștept momentul în care vor merge pe teren, și, prin oraș și va opri lumea să le ceară... Să știți poze că am o problemă, deja am o problemă cu programarea de a face poze cu unii dintre ei, ca să nu spun care exact, dar unii dintre ei vor, sunt solicitați pentru a face poze cu copii și cred că o să facem o ședință foto și o să invităm copiii să vină să facă poze cu jucători. O să stabilim în perioada următoare, păi, cred că în pauza competițională. Eu aș face altceva, aș face cumva înainte de meci, în pauza meciului, nu știu cum, adică să atragem și copiii la stadion. Înainte de știu, meci, e greu, e greu, sau după meci, sau după meci, nu știu. Aici trebuie discutat cu șeful. Da, eu, la aceste lucruri, ceea ce ține de echipă, domnul Pustai are autoritate de plină, eu nu mă implic decât financiar la salarizare și atât. Atunci când este cald, dar în rest nu. Deci tot ce a ales până acum, domnul, este responsabilitatea dânsului. Am acceptat tot ce mi-a spus dumnealui, pentru că e răspunderea dânsului. Domnul profesor, ce vreți să aia vă dau? Nu vreți să-mi spuneți că nu v-am luat un jucător și eu sunt vinovat. Nu-mi place să dea vina pe mine. Da. Și da. Am încredere în dânsul. Chiar i-am spus-o și știe. Îl enervează maxim faptul că îi spun că am încredere în dânsul. Îl enervează, nu? E maxim.
Mai degrabă aș prefera, cred că, să-l cer, decât să-i spun că am încredere în dânsul și o să fiu relaxat. De apreciat efortul depus de acest om, cu asemenea inimoși finanțatori, mai există o speranță. Așa, foarte corect afirmația cu plus valoarea. Echipa aceea cu rezultate aduce beneficii în toate domeniile. Turismul poate fi revigorat și în acest mod. Nu neapărat turismul, dar... Am înțeles. Imaginați-vă o familie sau un suporter înălăit a unei echipe. Dau exemplu, din Mioveni, care are meci la Piatra Neamț. Da? Vine la Piatra Neamț. E clar că poate să vină cu familia, să stea câteva zile aici, doar pentru că oricum face o deplasare până la Piatra Neamț. Adică lucrurile sunt foarte simple. Asta explicam și domnului primar. Aducem un plus valoare orașului. De ce să nu profităm din un lucru care se întâmplă oricum? Să mediatizăm, că am rugat, să puneți și pe site-uri la primărie, puneți, hai să promovăm. Nu trebuie să gândim că dacă promovăm jocurile Ceahlău, îl promovăm pe Măzăreanu. Nu mă interesează lucrurile acestea, am spus-o și o mai spun. Hai să promovăm echipa. Vreau să facem performanță la Piatra Neamț. Și este foarte important. Și faptul că dezvoltăm acum și baza de copii și juniori este încă o dovadă în plus că ne interesează lucrul acesta. Eu cred că ar trebui să-l sunați pe un domn numit Filip, care se ocupă de o organizație asta cu turismul la noi, care are multe postări pe Facebook, ce lucruri bune se fac în turism. Intrați și dumneavoastră membru în organizație cu clubul de fotbal Ceahlău, că s-ar putea să îi ajute mai mult decât postările pe Facebook. Dar mă rog, noi să facem în pauzele competiționale, de exemplu, să facem un campionat, să discutăm cu echipele din regiunea Moldovei, din Liga a doua, Liga a întâi, din Liga a doua, doar noi, poate chiar și Liga a treia, să facem un mini-campionat. Adică să încercăm să dezvoltăm puțin zona noastră. Pe aici, aici este un lucru care trebuie făcut. Eu mă bucur că s-a încropit o echipă rapid. Deci a fost greu 14 oameni să-i aduci, să-i integrezi, să faci. Și în perioada de vârf a transferului, când toți sunt căutați... Și nu v-am întrebat câți din cei 14 joacă meci de meci. Pentru că și asta este o problemă. Una este folosești, nu poți să mergi numai pe cărți câștigătoare. Da. Sunt unii care nu se adaptează. Exact, nu, dar de asta zic. Adică, da. Ei, ai ăștia. Dar eu mi-aduc aminte când echipa Ceahlău avea în teren 8 sau 9 jucători de la Olimpia Piatra Neamț. Olimpia. Deci, de aceea, în timp, contează să ai echipă de copii, juniori, să poți participa, ori aici măcar ar trebui să vină un sprijin de la autoritate. Măcar aici. Măcar aici, pentru că fotbalul la copii și juniori poate fi sprijinit. Așa este, poate fi sprijinit, dar trebuie să înțeleagă și alte persoane lucrul acesta. Da, și poate fi sprijinit necondiționat, adică... Exact, exact. Adică una e, doamne, nu dăm la echipa mare, că vezi, doamne, că nu știu ce, că zice lumea că am făcut ok. Dar... Și încă o dată vreau să precizez că noi suntem organizați ca și asociație, nu ca societate comercială. Pentru că se fac niște confuzii extraordinare, chiar și de unele persoane importante din județul Neamț, și se fac și o paranteză cu ceea ce a fost FC Ceahlău pe vremuri, sub formă de ESA și așa mai departe. Deci noi suntem asociație sportivă. ACSM, Ceahlău, Piatra Neamț. Nu suntem societate comercială, nu suntem societate. Nu ai voie să... Nu faci profit acolo. Nu faci profit. Asta... Reinvestești totul, dacă ai ce reinvestești. Dacă ai ce, dar nu se pune problema. Da. Asta nu înțeleg mulți. Da, dar știți de ce? Nu vor să înțeleagă. Nu vor să se documenteze. Nu. Haideți să vă spun de ce, domnul Anton. Pe vremuri, spunea așa, FC Ceahlău, Piatra Neamț. Când spuneai FC Ceahlău, Piatra Neamț, spunea echipa, da? Societatea comercială ESAU, care se ocupa de echipă, se chema SC FC Ceahlău Piatra FC Ceahlău ESA. S-a ajuns până într-acolo încât această identitate a intrat în mintea tuturor. Știți? Băi, stai un pic, echipa ce? E societatea. Societatea ce? E alu ăla. Și alu ăla, și alu ăla. Și a intrat în mentalul colectiv lucrul ăsta, care așa cum a intrat, trebuie scos. Dar e greu, după toate aventurile administrativ-financiare care au fost. Și atunci, încet, încet, prin rezultate, prin
lămurirea oamenilor, prin dovedirea faptului că faci lucruri bune, nu le faci ca să-ți umpli buzunarul, ba mai mult, îl cam golești buzunarul, destul de mult, dacă stau eu bine să mă gândesc. Așa poate încet, încet se schimbă lucrurile și eu sper că alegerile care vor veni vor... Eu sper, deși avea o vorbă, un româno-italian, trăind-o sperando, știți? Da, cam atât. Și oamenii care vor veni vor înțelege că nu poți să gândești turismul, că e tot marota noastră turismul, fără sport, infrastructură, sport, școală care să-ți dea oameni pentru, pregătiți pentru turism. Adică trebuie să gândești lucrurile integral. La noi acum nimeni nu gândește așa. Și exemplu dumneavoastră, ați promovat. Pentru ei a fost o surpriză, pentru unii neplăcută. Clar. Da. Deci pentru unii neplăcută. În momentul în care s-au văzut cu plăcinta în brațe, dom'le, avem o echipă. Ce-i cu ăștia? Da, dacă nu ajutăm, sau nu zicem că nu ajutăm, zicem că nu ajutăm, ne huiduie lumea. Dacă îi ajutăm prea mult, pe de o parte nu ne convine, pe de altă parte s-ar putea să vină unii să zică, bă, de ce dai bani la fotbal? Nu avem conducători. Asta este marea problemă. Cu viziune, conducători avem, dar oameni cu viziune. Și care să înțeleagă că o echipă poate fi folosită pentru imaginea județului, imaginea proprie a tovarășilor cel aveci și pentru... pentru a aduce plus valoare, că tot vă place să folosiți termenul ăsta, plus valoare. Nu avem, din păcate nu avem. Și nici în eșalonul 2 sau 3, acolo unde se fac hârtiile și actele, nu sunt. Și asta este marea problemă, o spun eu, n-am spus-o dumneavoastră, ca să nu se ia de dumneavoastră. Așa. Bun. Ne apropiem de final, haideți să-i mai chemăm o dată pe oameni mâine la emisiune, la meci. La 11. Vă așteptăm cu mare drag la meci. Cu siguranță vă face o figură frumoasă. 3-0. Am reținut. 3-0. Am vrut 3-1 eu, am zis, ca să lăsăm și lor să dea un gol. Și s-a supărat domn profesor. Domn profesor a spus că nu există. A introdus într-o ecuație toate datele. A făcut calculul și a spus nu poate, nu se poate. N-am luat un gol în ultimele 4 meciuri oficiale. Da? N-am luat un gol. Cum să luăm acum la Piatra Neamț? Nu există. Bun. Am înțeles. Am înțeles. Nu pot. Fie... În momentul ăla m-am retras, am zis, ok, schimb pronosticul 3-0. Fie pe a lui. Fie pe a lui, asta este, na, eu supărat că nu mi-a acceptat pronosticul meu, dar am zis, hai să acceptăm așa, trec cu vedere. Dar eu cred că nu ne supărăm nici cu 3-1, dar hai, treacă de la noi. Da. Și pentru meciul cu Cluj, acolo chiar promite să fie un meci interesant, fie și numai prin prisma faptului că ați văzut cum a jucat Universitatea Cluj cu CFR-ul. Un meci frumos. 4, unul dintre cele mai frumoase meciuri pe care le-a avut Liga 1 în ultimele zeci de meciuri, nu știu. Meci incredibil. Și ca să înțelegem ce înseamnă Cluj, care are un joc bun, rezultatele sunt mincinoase vis-a-vis de jocul pe care îl practică, gândiți-vă că acolo joacă un Kipciu, de exemplu, care a fost curtat de multe echipe și a rezumat la Cluj din dată din cauza faptului, sau datorită faptului că e bine plătit. Cred că un egal la Cluj ar fi fost mult mai echitabil și mult mai ok și corect pentru după Andrei. Prima repriză, dacă era 4-0 sau 4-1 pentru Cluj, nu spunea nimeni nimic. Așa este. Au jucat senzațional în prima repriză. Cel puțin primele 25 de minute a fost de vis. Deci erau numai ei pe... Deci, repet, n-am avut un joc ca acesta Liga 1 de mult. Și de asta zic, promite să fie un meci foarte, foarte, foarte fain, ca să folosim o expresie. Știți din avea. Cu Clujul, cupa este cupă. În cupă s-au întâmplat multe surprize de-a lungul timpului. Cluj, dacă nu mă înșel, a fost în finală pe România din sezonul trecut. Pentru ei, cupa este un... jalon important. Da, așa este. Așa ei își doresc cupa. Păi este mult mai ușor accesibil decât campionatul. Noi anul ăsta, eu zic, să renunțăm totuși. Mergem până aproape, dar renunțăm. Mergem până aproape, oricum, după cum ați văzut, noi în cupa am jucat cu echipa a doua și cu foarte puțini jucători din prima echipă.
amenajat jucătorii pentru că noi ne interesează campionatul. Și având în vedere că jucăm și cu o echipă de Liga 1, oricare ar fi scorul la meciul de joi din cupă cu Clujul, important este să fie spectacol și oamenii să se bucure de acest eveniment, un eveniment important pentru orașul nostru, să vină o echipă de Liga 1, care noi, poate anul trecut pe vremea asta, nici nu ne gândeam la așa ceva, hai să fim serioși. Asta adică, e. Deci, noi anul trecut pe vremea aceasta începusem Liga a treia. Deci, mâine meci cu Mioveniu, joi cu Cluj, duminică sau... Și duminică la ora 11 cu Tunariu. Tunariu. Da, da. La ei acasă. La ei acasă, da. Vă doresc multă baftă, ne dorim multă baftă, le dorim jucătorilor. Cristi Pustai să aibă gura aurită cu golurile, așa, noastră cu pronosticurile și să ne vedem la stadion sănătoși, bucuroși și la final să putem aplauda jocul, spectacolul și rezultatul. Spectacolul, rezultatul, vă așteptăm cu mare drag. Hai Ceahlăul și Doamne ajută! Doamne ajută! Numai bine, oameni buni! Aceasta a fost emisiunea. Urmează un weekend de foc. Cele bune!